Andres, dragi prieteni, foarte mulți dintre dumneavoastră ne știți cunoscuți. De la începutul mișcării de liberare națională ne-am adus aportul, iar aici a vorbit Alexandru David, de atunci din primele zile și a rezistat un om și este un particip a partidului care va arăta cum se poate de guvernat, măcar la nivelul unui sat. Eu mă întrebam, de ce așa puțin copaci sunt în satul ăsta? Se vede că a auzit lumea cei ce spunea el că dacă ceva se spune de prin copaci, dar ferește. Dacă mergem cu formula asta, trebuie să defrișăm pe un capăt. E că el așa de încurajare. Ce am vrut eu să vă spun, stimați colegi, că cei ce a fost până acum, până mult de mult cenușăreasă în viața politică, gândirea unionistă, astăzi se face o unitate de măsură și referință. Vedeți și dumneavoastră, tot, dar se vorbește și în Parlament, și deschide gura și președintele țării și a Parlamentului și guvernanții, ceva despre unire. Fiecare va înțelege un felul lui, dar unirea, ca să fie foarte inteligent, trebuie înțelesă tocmai în această formulă care este istorică pentru neamul românesc, dar și pentru Basarabia, anume și doctrinar și ideatic ca național liberalismului. În cadrul liberalismului curat nu are loc românismul și unirea. Dar ca lucrul ăsta să fie de folos pentru toți, trebuie de-l apărat și este foarte bine că atâția ani s-a rezistat și el este într-adevăr ca o carte deschisă din care să-ți citești viitorul neamului, să facem așa ca el să nu fie perfidit, că a mai fost chestiuni de astea până la abiad, până la masă, unioniști, după masă, iar neunioniști. Și în felul ăsta noi facem jocul străinilor. Cred că un lucru care s-a vorbit, a fost rostit aici, este o parte slabă a Partidului Național Liberal. Nu eu înțeleg și oamenii sunt puțini, nu e chiar așa, mă rog, așa e viața astăzi. Dar trebuie problema cetățeniei, odată și odată, lucru cu cetățenii, lucru cu acei care au luat cetățenia română, fraților. Trebuie aici și Nicolae la Bija, nu numai la sărbători, dar și cu toată lista acestor 200-300 de mii care au scris cereri și au declarat familiile acolo și le-au pus pe paginile ziarilor și astăzi vorbesc cu acei care nu au nimic cu țara și cu neamul. Eu vă mulțumesc mult și vă salut încă o dată în numele Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina. Mihai Eminescu de la Chișinău, pe care vă reprezentăm aici. Vă doresc succes și cred că dumneavoastră o să faceți o alegere bună astăzi. Cu Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos!